Medicii de familie și cei din ambulatoriu de specialitate sunt din ce în ce mai nemulțumiți de faptul că anul acesta veniturile lor au scăzut, în timp ce medicilor din spital și salariaților din această instituție le-au fost majorate veniturile cu 25%. Medicii de familie au un contract restrictiv prin care li se limitează numărul de consultații la 20 pe zi. Acesta este motivul pentru care în ziua de 1 aprilie vor protesta refuzând să elibereze pacienților consultați rețete gratuite sau compensate. Medicilor, ci întregului personal. Personal, începând de la medic până la portar. Dar ceilalți medici care lucrează în sistemul de sănătate, medici de familie și medici din ambulatori, care reprezintă 60% din medicii din România și 20% din cadrele medii, nu li s-a mărit veniturile. Ni s-a spus că noi suntem privați și nu îi interesează pe domniile lor ce venituri avem. Suntem privați, dar contractul care îl avem cu Casa de Sănătate este un contract restrictiv în care valoarea de punct este fixă, numărul de consultații este fix, 20 de consultații pe zi, și nu avem voie să acordăm consultații în afara contractului contracost. 600 de medici reprezentând sistemul de medicină de familie și medicii specialiști din ambulatoriile de specialitate au protestat pe 25 martie în fața Ministerului Sănătății într-o plimbare cu pancarde în mână. Ei sunt nemulțumiți de nedreptățile la care este supus sistemul de medicină privată, incapabil să mai țină ritmul cu majorările de taxe, impozite, costuri la utilități sau plata salariilor angajaților. A fost acel meeting, pentru că nu a fost aprobat meeting-ul, acea deplasare în jurul Ministerului Sănătății, la care au participat 600 de medici de familie, și s-a depus memoriul la Ministrul Sănătății, da. Și se încearcă negocierea contractului și acea negociere să se facă în mod real. Nu numai vine cu hotărârea de guvern, pentru că s-au întâlnit pentru propuneri de la contractul nou, care trebuia să intre în vigoare de la 1 aprilie. S-au dus cu memoriul, cu temele făcute, ce se dorește a fi schimbat, motivat, socotit, și când a ajuns la întâlnire li s-a spus nu contează acestea, pentru că hotărârea de guvern cu contractul și normele este, contractul este publicat în monitor, iar normele sunt la semnat la premier astăzi. Din calculele realizate de medici de familie se constată faptul că veniturile pe care aceștia le pot obține în 2016 sunt mai mici decât cele din 2015. Normele sunt aceleași de anul trecut și contractul e același de anul trecut. Pentru că acum ni s-a motivat că nu se poate face rectificare bugetară și să ni se dea și nouă bani, pentru simplu motiv că este legea bugetului de stat care nu poate fi modificată. În timp ce medicii de familie din județele Vaslui și Satu Mare nu vor semna în ziua de 1 aprilie actele adiționale la contractul cadru de sănătate impus de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, ceilalți doctori de familie din țară nu vor elibera în ziua de 1 aprilie niciun fel de rețete compensate sau gratuite pacienților pe care îi consultă. Luni 1 aprilie să nu eliberăm rețete compensate și în regim cu Casa de Sănătate. Iar sâmbătă 1 aprilie, județul Satul Mare în totalitate și județul Vaslui în totalitate nu semnează actele adiționale. Deci Vasluiul și? Și Satul Mare. Dar de ce e acolo? Acolo au reușit să strângă adeziuni pentru această formă de protest de la toți medicii din județ. Protestele medicilor de familie sunt organizate de Alianța Medicilor și Sindicatul Hipocrate, asociații profesionale afiliate la Societatea Națională de Medicină de Familie, care s-au întâlnit în 25 martie pentru a analiza situația gravă în care au ajuns cabinetele medicilor de familie aflate în pragul falimentului. Veniturile medicilor de familie care vin de la Fondul Național de Asigurări de Sănătate au scăzut în 2016 la 5,8% față de 6,5% în 2015.